Satul nu înseamnă numai ulițe și case și nici nu înseamnă numai locuitorii satelor, oameni care se numesc țărani, nume frumos de altfel, care înseamnă suveran, stăpân al pământului, omul cu suflet minunat, cu credință în Dumnezeu, care trăiește și muncește în mare dragoste ce o are pentru pământul lui, pentru casă, pentru familie și pentru satul lui. Satul este un spațiu bogat în tradiții, în cântece și jocuri, datini și obiceiuri, în hărnicie și omenie, loc înzestrat plin de comori morale și spirituale, iar lumea satului și-a iubit întotdeauna locul natal, satul, pământul și tradițiile ce le-au păstrat în suflet ca pe o comoară și le-au transmis din generație în generație. În această emisiune facem un popas de cântec și joc în localitatea Tudora, din județul Botoșani, o importantă vatră folclorică cu datini și obiceiuri frumoase, păstrate cu sfințenie de oamenii locurilor. Aici am găsit oameni frumoși, am găsit tineri ce duc mai departe folclorul, oameni ce-i pregătesc cu migală și înțelepciune, cu dragoste și pasiune, oameni cu suflet mare, pregătiți în ale folclorului, ce-au pus pe picioare un frumos ansamblu, un ansamblu privat numit Stejărelul. Mânați de marea dragoste și pasiune pentru a arăta întregii lumi frumusețea folclorului de acolo, de la prispa casei, un mănunc de oameni inimoși, cu multă ambiție, curaj și încredere în forțele proprii, au pus bazele acestui ansamblu și au propus valorificarea potențialului folcloric al zonei și promovarea tradițiilor din comuna Tudora. Bună ziua și bun găsit, oameni buni! Sunt Liliana Savin și am alături oameni frumoși la chip și la suflet, oameni ce iubesc folclorul, oameni care nu s-au bucurat doar ei de frumusețea folclorului din zona de unde vin, ci au muncit foarte mult, s-au luptat cu morile de vânt pentru a pune pe picioare un frumos proiect și anume înființarea unui ansamblu privat acolo în comuna Tudora, pentru că aici vom poposti în emisiunea de astăzi. Au reușit să facă lucruri frumoase și noi, în emisiunea de astăzi, o să ne bucurăm împreună de realizările frumoase ale acestor oameni minunați. Și-au centralizat toată atenția asupra unui obiectiv frumos și anume valorificarea și promovarea tradiției și obiceiurilor de acolo din comuna Tudora. Așa cum spuneam, am oameni minunați aici alături și o să încep prezentările de acolo, din fața mea, domnul coregraf Costinel Leonte. Bună ziua! Bună ziua! Bună ziua, sărăcumele! Domnul profesor, dirijor Vasile German, președintele Asociației Stejărelul din comuna Tudora. Bine ați venit, bună ziua! Mulțumesc pentru atenție invitație, bine v-am găsit! Iar aici, în dreapta mea, un membru tânăr al acestei asociații, este vorba de Ovidiu Sandu, care este vicepreședintele Asociației Stejărelul. Ai fost dansator, actual dansator la ansamblul Stejărelul, iar de ceva timp ai luat cumva frâiele de la tatăl tău. Am preluat. Așa, te rog, la microfon. Am preluat, de fapt, nu am luat. Ai preluat frâile de la tatăl tău, Constantin Sandu, care este membru fondator al acestei asociații. Încă o dată, bine ați venit. O să începem discuția, așa cum este și firesc, cu președintele Asociației Stejărelul, domnul Vasile German, instrumentist, profesor, dirijor, actualmente dirijor al fanfarei Stejărelul și președintele Asociației Stejărelul. Da. Și o să vă rog, domnule Vasile German, să ne povestiți dumneavoastră cum stă treaba cu acest proiect, pentru că am înțeles și știu foarte bine că s-a muncit foarte mult, v-ați luptat, așa cum spuneam, cu morile de vânt ca să obțineți toată documentația și tot de ceea ce a fost nevoie pentru a pune pe picioare acest frumos proiect. Vă rugăm! Da. Asociația Stejărelul a luat ființă în anul 2005, în august, la inițiativa a trei personalități în domeniu, Costică Sandu, Dumitru Bădărău și Vasile Vatamanu, fondatorii asociației. La început m-a invitat și pe mine să ținem un spectacol. Cum am putut noi atunci, am reușit pentru
locuitorii satului. Am continuat și cu alte spectacole și o să vin mai încoace. Au fost foarte multe greutăți. La început, fiind ansamblu privat, nu era privit chiar cu ochi foarte buni. Și mai ales de oficialitățile de la cultură pe timpul acela. Un pic o să vă întrerup, cred că este singurul și primul ansamblu privat din zona noastră. Din județ, privat. Singurul ansamblu privat. Dar, da, s-a investit foarte mult atunci, la început, că trebuia costume, trebuia tot, inclusiv s-au luat și instrumente. Și s-a progresat în timp. Am colaborat până în 2011 și în prezent cu asociația, iar în 2011 am fost solicitat să iau conducerea asociației. De ce? Nu că nu erau oameni capabili acolo, dar aveam relații mai multe pe linie de cultură, era mai aproape de oraș. Și cred că bine au făcut. Asta s-a întâmplat în noiembrie 2011, luna în care și s-a înființat și fanfara Stejerelul. Fanfară profesionistă, cu oameni cu studii superioare, care concertează în fiecare an, inclusiv în Parcul Mihai Eminescu, de la Botoșani și în alte locuri unde suntem solicitați.
Venind de emisiunea dumneavoastră, e o ocazie foarte bună pentru a prezenta telespectatorilor dumneavoastră și altor personalități ce putem să facem noi. Că nu prea să știa. Vrei să faci ceva la Tudora pe timpuri, că nu trebuie să dăm nume, facem. Doar o voia primarul. Mulțumim bunului Dumnezeu că actualul primar de la Tudora, domnul Mihai Petria, a înțeles. De 3 ani încoace noi gestionăm, pentru că suntem înscriși și la Serviciul Electronic de Achiziții Publice, Asociația, gestionăm acolo toate cheltuielile și tot spectacolul care țin la zile satului. În rest, ce să vă mai spun? Avem trupa de dansuri. Mai este, adică au mai plecat. Copii foarte buni, dar se reînnoiește trupa, ansamblu, pentru că așa este și firesc. O perioadă mai dificilă, nu numai la Tudora, și în alte locuri, dar în timp așa putem să ne formăm cum trebuie. Avem și o școală mică de folclor, cu vreo 10 soliste care se pregătesc. Hai la păcă, măi Andrei, ține-te după flăcăi tare.
potit, nu sta așa triponit, că mai greu e de pornit, dar eram de-a târdida. 1, 2 și tropotit, nu sta așa triponit, că mai greu e de pornit, dar eram de-a târdida. Și apoi iar 3 ani de... Hai măi, ultim măi Andrei, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Strânge bade de mijloc, că mi s-o brea jori foc, și polcuța vreau să joc, dar eram de-a târdida. Strânge bade de mijloc, că mi s-o brea jori foc, și polcuța vreau să joc, dar eram de-a târdida. Hai să nu gândi prea mult, că nimic n-ai de pierdut, hai că polca o început, dar eram de-a târdida. Hai să nu gândi prea mult, că nimic n-ai de pierdut, hai că polca o început, dar eram de-a târdida. Hai ușor și câte doi, și pe ei să mai vinim, dar eram de-a târdida. Cu ochii să ni zâmbim, polcuța să nu încălșim, și pe ei să mai vinim, dar eram de-a târdida. Ușure, vadi Andrei, cu mine dacă mai vrei, polcuța s-o învârtești, tot așa cum mă iubești, cu polcuța-i cu temei. Joacă, joacă, vadi Andrei, hopa, hop și 1, 2, 3. Trompeta îndeamnă, clarineta și pe noi ne poftește să ieșim la joc. Ia n-auzi cum trompeta îndeamnă, clarineta și pe noi ne poftește să ieșim la joc. Jucați oameni buni, e jocul de străbuni, pentru tine și bătrâni, dai ram tiri-da. După toboșan, iară și după stricar, e talpă să iasă șar, dai ram tiri-da. Hei, hai, scrip, caraș cu strună bună, eu te cam aștept de o lună. Ia pune pe strun în foc, că mi-e poftă ca să joc. Hai la joc, măi Vasile, și te uiți, lung la mine, parcă nu-ți făcută bine, măi badiță măi. Hai la joc, măi Vasile, și te uiți, lung la mine, parcă nu-ți făcută bine, măi badiță măi. Frunză de o lună, badi bădișor, ține minte și îți spun, măi badiță măi. Când la noi e sată, la joc te-ai ieșit, nu se nimeni supărat și nici priponit. Ei, hai, nu privi la alte fete, ui cu flori nu te prins în plete. Vin așa mai lângă mine, că eu știu bătuta bine. Badea cu ochiul în fașe lângă dânsul, mă atrage el pe loc, mă învârtește șoforul să-i rot. Badea cu ochiul în fașe lângă dânsul, mă atrage el pe loc, mă învârtește șoforul să-i rot. Badi bădișor, mai ieșe de șor, că mai caca pichișor, mai badiță măi. Și mă strângi prea tare, badi bădișor, și-abia tropăi din chișoare, mai badiță măi. Ei, hai, mai badiță Vasilică, eu la joc îs ușurică, strânge-mă doar o lecuță, că-ți-o și dragă drăguță. Lumea la noi se uită, badea mai rău se încrunte, și mă strânge și mai tare în brațele lui. Lumea la noi se uită, badea mai rău se încrunte, și mă strânge și mai tare în brațele lui. Eu nu-i zic nimic, mă înroșesc un pic, că și mie mult îmi place de bădița meu. Și uite așa, până s-a sărea, pitoloacă cu bădița, cu dragul îmi juca. Hei, hai, joacă, badea, topăiești, și cu mine șuguiești. Că la noi la chiscovata, numai așa sunt vârte fata, și în toamnă nu-l tai gata, numai așa, 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 măi.
Cum spuneați dumneavoastră, adineauri, că dumneavoastră ați luat conducerea acestei asociații pentru că ați fi avut pile. Eu nu mă rezum doar la cunoștințe sau relații. Cultură. Exact. Asociația doar, cu cultură. Doar că eu cred că ați avut un punct de vedere extrem de important de spus aici, în această asociație, și mai mult de atât, pe lângă oamenii care au pus bazele acestui ansamblu, adică cei care ați enumerat dumneavoastră, domnul Costică Sandu, domnul Vatamaniuc și domnul Bădărău, care sunt oameni simpli de acolo, din comuna Tudora, trebuiau și oameni de specialitate, oameni care știu exact ce au de făcut. Așa cum sunteți dumneavoastră, așa cum este și domnul coregraf Costinel Leonte. Mare specialist, eu am apreciat. Și e bine că am fost apreciat pentru activitate la Tudora, că putea zică, domnule, nu ești bun și vezi treabă. Ați vorbit... Dar eu studiez muzica de 57 de exact. Ani. Exact. Ați vorbit până acum din punct de vedere al acestei funcții, să spunem, da. Președintele da. Asociației Stejerelul. Dar dumneavoastră sunteți și dirijorul fanfarei Stejerelul. Sigur. Da, și dacă ar fi să, că vrem să aflăm câteva lucruri și despre câteva aspecte, despre dirijorat, despre da. Fanfare. Spunea Vasile Butucel că dacă vrei să privești muzica în față, trebuie să stai cu spatele la public. Cum este să fii dirijor? Pentru că poate foarte mulți oameni s-au întrebat, domnule, ce importanță are acea persoană din fața unei orchestre, a unei fanfare, care stă și cu o baghetă în mână și... Spune imediat. Vă ascultăm. Aici este o chestiune de pricepere. Eu am două facultăți, una la Iași, instrumente și canto, și una la București, dirijat și orchestrații fanfară. Adică nu mă bag pe latura simfonică, că nu-i treaba mea. Că trebuia îndeplinit niște condiții ca să conduci. Eu am condus fanfara militară la Botoșani. Deci nu putea oricine să... Exact. Dumneavoastră ați fost și cadru militar, iar în momentul când s-au desființat unitățile militare... Da, eu am trecut în rezervă, am ieșit la pensie, în prezent lucrez și la Vorona, am două fanfare de copii acolo, mai cu domnul Costinel, acolo ne mai întâlnim, nu-i cu ceartă între noi, ci colaborare foarte bună, și mai am ore la liceu de artă la Botoșani, unde am fost solicitat. Nu, am dus eu să zic, dați-mi, vă rog, și mie. Nu. Da, uitați, o viață întreagă v-ați dedicat muzicii de fanfară. Întâi am făcut studiile de la 11 ani și în ziua de azi mai studiez. Mai am câte ceva care trebuie să mai fac. Da, se spune că omul învață până moare. Și problema este că tot ce fac pentru fanfară îmi fac eu. Nu mă duc să-mi promut de nicăieri. Sau să rog pe cineva, domnule, fă și mie o piesă. Nu. Și suntem foarte mult apreciați la parc. Am 45 de ani de parc cu Eminescu și peste 1000 de concerte în orașul Botoșani. Ce repertoriu abordați acolo? Acolo începem cu parc. Radeschi Marș sau cu Viena Rămâne Viena, cu două marșuri celebre, valsuri, polca, muzică ușoară și folclorul moldovenesc din județul Botoșani. Eu nu abordez din altă parte.
Cum au primit botoșăneni acest lucru? Foarte bine să te-am primit acolo. Să mă mândresc cu chestia asta. Nu că iese nu știu ce venituri, nu. Am înțeles, ați făcut totul din pasiune, că fără și dragoste. Și am zis cât mai pot, mai merg în Parcul Eminescu. Și desigur, dacă o să vrea și primăria Botoșani. Domnul profesor, dumneavoastră ați fost cadru militar. Acum așa, ca să piperăm așa un pic emisiunea, acasă, cine a dat ordine, domnul colonel? Știți, hai să vă spun eu cum e la oficiu. Pentru că eu vă cunosc și știu că vă place corectitudinea, vă place. Sigur îmi place. Pentru că și punctualitatea. Este normal. Știți cum e în familia cadrelor militare? Sau la mine? Soția, comandant și eu șef stat major. Dar stați să vedeți că greul duce șeful stat major, nu comandantul. De așa s-a înțeles, nu? Greul duce în casă șeful stat major, nu comandantul care e doamna. Dar la mine este o atmosferă foarte bună, familie. Am doi gemeni, ingineri de calculatoare și nororile la fel. Deci suntem, nu v-am moștenit copii niciunul? N-au i-am dus eu la un test la liceu de art. Au zis nu, că au aflat că se fac ori mai multe acolo. Și așa este, trebuie să faci studiul la instrument, dar trebuie să faci teorie, să faci mai multe chestii. Da. Vă mulțumesc și o să mai revenim pe parcursul emisiunii. Acum vrem să aflăm anumite aspecte de la domnul coregraf Costinel Leonte și dumneavoastră, dansator, solist, balet, coregraf. Iată, eu știu, v-ați dăruit întreaga tinerețe dansului și ansamblului Ciprian Porumbescu, pentru că, dumneavoastră o să mă corectați dacă greșesc, acolo v-ați maturizat, să spun așa, în această carieră, în această profesie. Da, este vorba într-adevăr despre aproape 30 de ani de zile petrecuți la ansamblul artistic Ciprian Porumbescu. Ne-am trecut prin toate stadiile, toate funcțiile unui dansator, de la dansator de linie la solist dansator, asistent, maestru, coregraf, coregraf, maestru, coregraf, dar să nu uităm și perioada dinainte de a ajunge la ansamblul Ciprian Porumbescu, cei 3 ani petrecuți la fostul ansamblu Rapsodia Română din București, al GSR-ului, actualmente desființat, nu mulți ani după Revoluție, dar și înainte de ansamblu Rapsodia Română, înainte de a pleca în armată, am avut onoarea, plăcerea și bucuria de a fi elevul maestrului coregraf Vasile Andreescu la Școala Populară de Artă la Botoșani. Vreau să specificați că dumneavoastră sunteți botoșănean, chiar dacă ați lucrat o viață întreagă la ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava, de aceea poate ați avut tangență și cu domnul, cu regretatul Vasile Andreescu. Da. Foarte multă lume în țară mă cunoaște într-adevăr pentru că am lucrat, am spus, aproape 30 de ani la ansamblul Ciprian Porumbescu, mă cunoaște și mă crede că sunt bucovinean. Ei, eu nu sunt bucovinean, sunt răgățan cu ochii din porc, cum spunea un vechi prieten de-a meu de la ansamblul Ciprian Porumbescu din Suceava. Sunt născut la Brehuiești, aici, la o aluncătură de băzi de Botoșani, iar școala generală, copilăria, mi-am petrecut-o în satul natal în Brehuiești, după care liceul la Botoșani, după care am plecat în armată, trecând prin ansamblul Liceu Cârlia, după armată Rapsodia Română, și din 83 până în 2010, până am ieșit la pensie, la Ciprian Porumbescu din Suceava. De ce ați ales dansul? Vreți să vă spun un lucru poate mai puțin important. Eram copil mic, bunicul meu din partea mamei a fost instrumentist într-o fanfară sătească. De mic copil, el fiind mai năcăjit, a învățat să bată doba. Mai târziu, crescând un pic, am învățat instrument la clarinet, după care chiar la trompetă, la trombon, la bas, bariton, iar când am îmbătrânit, din nou cu toba. Și deci, copil mic fiind, în majoritatea timpului, la jocuri, la baluri, la nunți, când cânta bunicul în sat, eram lângă toba acolo. Și probabil că mi-a intrat ritmul în sânge, probabil că plăcerea asta pentru ceea ce vedeam atunci la flăcăii din sat, la gospodare din sat, felul cum știau să se distreze, cât de frumos era jocul popular tradițional, m-a făcut să mă înclin spre această meserie, să-i spun, pentru că într-adevăr am practicat-o ca și o meserie. Iar cu adevărat un cuvânt mare a avut în viața mea
maestru Vasile Andreescu. El mi-a îndrumat pașii și mi-a spus că am anumite calități cu care pot ajunge la o performanță mult mai mare. Și i-am urmat sfatul și n-am regretat și nu voi regreta niciodată. Cum ați ajuns la ansamblul Ciprian Porumbescu? La Ciprian Porumbescu am ajuns prin transfer, cum era atunci, în 83, de la Rapsodia Română. Am cerut, de la Suceava mi s-a cerut un transfer începând cu 15 mai, numai că Rapsodia Română avea un turneu lung la mare, pe litoral, și directorul de atunci, maestru coregraf, care era maestru Teodor Vasilescu, Pui Vasilescu, cunoscut ca fiind cel mai mare coregraf din România, a spus: băi, Leonte, nu pleci la Suceava decât după ce faci turneul la mare, dacă nu te răzgândești. Și atunci au trebuit să stau toată vara la mare cu Rapsodia Română, iar când am venit de la mare, pe 14 septembrie, am mers și am luat transferul. Când am ajuns, m-am urcat pe tren noaptea și pe 15 eram dimineața în Suceava, unde eram deja așteptat și unde am intrat în trup într-o săptămână, intrând chiar în primul spectacol. Domnule coregraf, în decursul anilor de muncă ați format foarte multe colective de dansatori profesioniști. Care a fost răsplata muncii dumneavoastră? Când a venit? Pentru un coregraf, un artist în general, nu numai coregraf, să știți că, așa văd eu, din punctul meu de vedere, cea mai mare mulțumire sufletească este atunci când ieși în fața publicului și primești aplauze. Înseamnă că ai făcut un lucru bun, înseamnă că n-ai muncit degeaba, n-ai pierdut timpul degeaba. În meseria mea nu se câștigă bani foarte mult sau nu este o meserie materialistă. Dar mulțumirea mea sufletească, deci sunt roboteri de aplauze după un spectacol, după o lucrare pusă în scenă de mine, sau atunci când mă întâlnesc cu miile, zecile de mii, poate sunt copii, oameni cu care am lucrat în viața asta, mă salut, îmi dau bineță și stăm la câte o vorbă și ne aducem aminte de vremurile